scrisoarea aceasta trebuie să fie îndreptată nu la guvernarea Rusiei, dar la guvernarea noastră moldovenească. Fiindcă o guvernare care se teme de electoratul său, de cetățenii săi, și nu le oferă posibilitatea de a participa la alegeri, de asta în jurul de vreo 700.000 de cetățeni ai Moldovei care se află în Rusia și aproape în jur de 160-170.000 de cetățeni care se află în Transnistria. 25 de ani de suverenitate și 25 de ani niciun cetățean moldovean cu pașaport moldovenesc din Transnistria nu a avut posibilitate pe teritoriul său care se socoate de guvernarea noastră și eu tot așa socot că e o parte integră a Republicii Moldova, nu a avut posibilitate să voteze. Guvernarea noastră niciodată nu s-a adresat față de puterile transnistriene cu o scrisoare oficială pentru a deschide sectoare electorale în Transnistria. Dacă noi subătim că asta este teritoriul nostru, noi trebuie să facem tot posibil ca cetățeanul nostru, alegătorul nostru, să aibă posibilitatea să aleagă în orice culșor al lumii. Pix aceeași situație se află și la Moscova. Cred că fiecare din voi a observat la alegerile trecute ce îmbucșală, ce mizerie se făcea la consulatul nostru de la Moscova. Dacă nu intervenea atunci poliția rusească, cred că aveam un parlament ars, dar cu alte denumiri în Moscova. Aici cetățenii noștri. Dacă guvernarea noastră se teme de cetățenii noștri, de alegătorii noștri, ce înseamnă guvernarea asta? Sau e trădătoare, sau e dușmanul țării acestea? Aici cetățenii noștri. De ce se teme guvernarea noastră? Fiecare cetățean al țării noastre, al Moldovei, are dreptul constituțional de a vota. Și încă o dată mă repet, zeci de mii de oameni au stat în ger la Moscova și n-au avut posibilitatea să-și dea votul.